United și Auto Bergamo Deva au oferit o partidă interzisă cardiacilor gălățenii. Au condus cu 1-0 la pauză, dar gazdele au întors scorul. Gălățenii au egalat la 2, dar echipa din Deva a preluat din nou conducerea golului moldoveanu, marcat cu 5 secunde înainte de final, a făcut dreptate. Da, a fost un joc foarte bun, spun eu, al echipei noastre. Am plecat la Deva cu gândul să nu pierdem. Aveam dintre rezultate două care ne avantaja pentru a rămâne pe primul loc, egalul și victoria. Am fost, spun eu, la un pas să și pierdem, dar să și câștigăm, pentru că la 2-2 am avut prioritate. Din păcate, arbitru nu a, spun eu, că a fluierat eronat la acel fault al lui Matei, deși înainte fusese clar pentru Cireș și am fi avut o lovitură de la 10 metri, poate am fi marcat și atunci la 3-2 pentru noi ar fi riscat cei din Deva. Una peste alta suntem mulțumiți că nu am pierdut și că rămânem în continuare pe primul loc. Mai avem 6 jocuri și depinde numai și numai de noi, pentru că toate aceste jocuri, dacă le vom câștiga, 6 câte mai sunt din campionatul regulat, vom intra în play-off de pe primul loc. Maniera de arbitraj a fost clar pro Auto Bergamo Deva. Arbitrii Sorescu și German, considerați cei mai buni din România, au fost părtinitori. Greșeli sunt și vor mai fi. Cea mai bună brigadă, spun eu, din România a fost la acest joc. Au rămas, eu mi-am spus nemulțumire, au rămas să urmărească și să mai vadă acele faze care, eu cel puțin la faza în ultimele minute când li s-a dat lor faultul, am spus că a fost faul clar pentru noi și atunci noi trebuia să avem acea lovitură de pedeapsă. Bineînțeles că și ei sunt oameni, greșesc, important este să se corecteze aceste greșeli și mai ales când sunt jocuri de asemenea încărcătură, să poată lua deciziile importante în joc, să nu rupă acea diferență, pentru că, după cum știți, s-a dat și un 10 metri foarte ușor la Lașcu pe partea cealaltă, nici aici nu am înțeles decizia. Dar rămâne să fie analizată această comisie de arbitraj, de către comisia de arbitraj. Eu nu sunt în măsură să decât să dau cu părerea. United se află pe locul 2 în clasament, pe prima poziție, a urcat Informatica Timișoara, care are un meci mai mult jucat.